Actor. Suntem în bootcamp. Alina a cântat și se pare că a reușit să impresioneze pe toată lumea. Însă tot ce contează e decizia lui Ștefan. Să vedem dacă se ocupă primul scaun. Dacă cumva o să regizez un spectacol de teatru, la de data asta un musical, am să te iau cu siguranță în acest spectacol. Pentru că tu, pentru mine, ești omul din România care mă duce cu gândul la lucrul ăsta, nu numai vocea ta, felul cum arăți, felul cum râzi, felul cum te comporți, sensibilitatea ta, veselia ta și în același timp dramatismul pe care mi l-ai arătat astăzi. Ești un tip foarte mișto, foarte ok. Iar ca să punem punctele pe I, gluma, gluma, dacă te aștept zâmbetul, treci pe scaun imediat. Mi-a plăcut foarte mult Alin, dar Alin a ales o piesă care se distanțează față de toate piesele care au fost până acum în concurs. El știe că este nișat, este pe un segment destul de mic. Pe mine m-a făcut, la modul cum s-a pregătit, alegerea repertorului. Da, domne. Este special, fără dubii. Cred că argumentul ăsta al lui Ștefan este suficient.